De săptămâna viitoare, elevii aflați în ultimul an de gimnaziu vor începe să simtă pe propria piele cum se desfășoară o testare mai importantă. Și asta pentru că Ministerul Educației a stabilit ca adolescenții aflați acum în clasa 8-a să susțină simularea examenului de evaluare națională. Simularea evaluării naționale pentru elevii claselor a 8-a se desfășoară în perioada 22 februarie-24 februarie la probele limba și literatura română, matematică și limba maternă, acolo unde este cazul, respectiv la secțiile de maghiară, germană, ucrainiană, în școlile unde există aceste minorități. La nivelul județului Maramureș au fost stabilite 118 centre în care elevii vor susține probele la limba română, matematică și limba maternă. Timpul alocat realizării lucrării la probele scrise este de 2 ore, iar evaluarea va fi efectuată de regulă de cadre didactice din unitatea de învățământ în care se desfășoară simularea. Rezultatele simulării evaluării naționale vor fi afișate în 4 martie.